Bă, salută, fratele, cu Olacu și așa cum v-am promis de peste o săptămână, băi, o să fac o reacție la serialul Andrei Gogan, Medalioanele Pierdute. Vreau să menționez că am văzut din start primele clipuri al lui Lospa și al lui Bogdan Techeș. La Lospa am râs de mancă cap pe mine, la Techeș double it, așa că am zis să fac și o reacție, deși nu am avut extrem de mult timp, am tot filmat orice altceva. V-am promis că vă fac o reacție. Înainte să începem clipul, like, subscribe, follow pe Instagram acolo la Jegosul Suprem și îi dăm drumul. Din start vă zic că acest clip nu este monetizat. Nu vreau să fac niciun ban pe urma acestui serial sau acestei reacții. Fără alte introduceri, să scoatem armele. Armele pe Sirenele, episodul cu numărul 1 al Andrei Gogan. Din start vă zic că și-a luat foarte mult hate. Vedem o rație de 38.000 de like-uri cu 10.000 de dislike-uri. Vedem la final dacă dăm like sau subscribe și comentariu. Lego! A fost odată ca niciodată un tărâm magic peste mări și țări ascuns de lume, unde existau așa numitele sirene. Ok, din start vedem că este adresat publicului mic, adică segmentul de vârstă, nu știu, 4-5 ani, 12-13 maxim. Acestea au fost alungate de printre muritori și nici în ziua de azi nu se știe dacă mai există. În schimb, se spune că... Am folosit și un efect de genul pe clip, pe ultimul meu clip. Că, înainte să fugă, regina tărâmului sirenelor a aruncat în ocean cele 5 medalioane fermecate, menite să transforme pe oricine le purta și atingea apa la 16 ani în sirenă. Au trecut mii... Bă, îmi place foarte mult cadru. Bine, totul că se vede la variera sau... Nu știu dacă e o agrafă, dar e la valieră. Van Gogh în spate, capodoperele alte arte aici cu Mona Lisa, Viena 1900 complete. Ok, simboluri sacre. Îmi place foarte mult cadru. În sirenă. Au trecut mii de ani de atunci și nimeni nu a mai crezut că vor fi găsite vreodată. Până într-o zi, când destinul a hotărât ca unul dintre medalioane să fie găsit de o fetiță mică și brunetă pe nume Selena. Ce mai poți zice despre acest intro când... Știți și voi exact că este intro-ul din H2O. Ok, bun, are produs intro din H2O. O să sărim. Hai, de fapt, hai să vedem intro. Deci avem Selena, protagonista principală, Andra Gogan. Ricky, Lemnaru Iulian, iubitul ei, din câte știu eu de pe TikTok. Milen, Maria Dinu, ok. Mamă, ce melodie pe fundal, să mă arăt Gibilanus. Lena, Daria Neluța, sau Neluta, Neluța, Meluta, Meluta. Da, pot să zic și eu treaba asta, am văzut-o pe clip, am zis cineva, nu știu din care doi a zis, să văd genunchii. Bă, cred că aș fi optat pentru costumele astea de sirenă, doar că aș fi băgat ceva, nu știu, niște spumă în ele, gen să, niște spumă, de-aia poliuretane, euretanică sau cum îi zice, ca să fie gen să, na, are riduri aici, să vede, mă rog. Sirenele, episodul 1. Nice, ok. Acum 10 ani. Selena iubea să se plimbe pe plajă și să adune scoici. Era activitatea ei preferată. Și într-o zi, în timp ce... Ce funny, dacă observați, aici... sunt niște scoici puse exact, bat varurile, sunt niște scoici puse exact, uite, normal le lua apa.
Adică au fost puse exact pentru să schimbi o baterie. Ok? Era activitatea ei preferată. Și într-o zi, în timp ce căuta scoici pentru colecția... Da, bă, toată lumea s-a luat de treaba asta, că mai să zici că e robot așa cum stă. Selena a actor, mă. Găsit un medalion cu o piatră albastră strălucitoare. Arăta așa frumos că nu i-a venit să creadă. Mai, mai! Un medalion cu o piatră albastră strălucitoare. Băi, e un kick în microfon aici sau mi se pare mie? N-a găsit un medalion. Ziceți-mi dacă l-auziți și voi pe clip. Și într-o zi, în timp ce căuta scoici pentru colecția sa, Selena a găsit un medalion cu o piatră albastră strălucitoare. Oh. Arăta așa frumos că nu i-a venit să creadă. Cred că vorbea prea microfon, mamă, dar e un sunet îngrozitor. S-au plâns, toată lumea s-a plâns de sunetul ăsta de... Ok. Mami, mami, ia uite ce am găsit! Ia uite ce am găsit la malul mării, un medalion vechi. Ce frumos este! Poate nu fi pierdut ceva. Poate este al unei sirene. Sirenele nu există, Selena. Cine l-a fi pierdut? De unde știi? Ar fi așa frumos să întâlnesc una cândva. Poate în filme, Selena. Sirenele nu există în viața reală. Ele există în povești. Bine, mami. Și cu medalionul ce fac? Îl arunci înapoi în apă. Așa voi face. Deși Selena era o fetiță cu minte, nu a putut să o asculte pe mama ei de data aceasta și a decis să păstreze medalionul pentru când va avea ocazia să îi dea chiar ea sirenei visate. Selena să trăiască, Selena să trăiască la mulți ani. Bă, cred că ne se pare puțin cringe, sincer, episodul, pentru că noi suntem maturi, frate, dar cred că copiii... Bă, eu mă uitam la H2O, mă! Mă uitam la H2O. Da, nu știu dacă și voi pățiți, dar părinții mei mă duc de fiecare dată de ziua mea pe plajă și îmi cântă la mulți ani. Ciudat! Hei, eu sunt Selena și astăzi am făcut 16 ani și nu știu de ce, dar simt că o să fie cea mai tare zi din viața mea. Bă, eu mă gândesc așa puțin, cum, și atât de mult hate. Și atât am un hate și părinții care au jucat și cred că și au acces la internet. Gen, mamă, cred că e fucked up toată treaba. Hai, pune-ți-o dorință. Îmi doresc. Ce dorință te-ai pus? Ține puțin. Mă întorc imediat, ok? Și în plus, nu se spun dorințele. Mă știe să joace, n-ai cum să zic. Atunci... N-aș fi optat pentru cadrul ăsta. Deci ok? Ok, deci fii atent, e foarte bun cadrul ăsta, mi se pare extrem. Eu în ultimul timp mă ocup numai cu de asta și mă uit la foarte multe chestii, pentru că și eu vreau să fac un serial. Și la short filmul, la toate chestiile astea, tipsuri nebunii. Dar cadrul ăsta... Imediat, ok? Okay. Fața lui, ok. Ți-a zis-o. Ți-a zis-o și atât. No, fără cadrul ăsta. Atunci mâncăm tortul fără. Era bine. Fără ea. Stai. Ce mai faci? Te cunosc? Ce mai faci? E un ce mai faci? Te cunosc? E un ce mai faci, deci... Ok. Deci ar trebui să o cunoască. La fel de pasionată de lumea sirenelor, era și Kira. Păi, o băi! Blondă cu... Băi! Ce? Ce mai faci? Unde e dialogul? Te cunosc? Era și Kira. O fetiță blondă cu ochi albaștri, care iubea să citească cu mama ei despre mare, despre pești, despre tot ce însemna lumea fermecată a sirenelor. Și într-o zi, Kira a găsit cel de-al doilea medalion magic al sirenelor, chiar în cartea pe care o citea cu mama ei. Nu i-a venit să creadă.
Parcă a fost menit să-l găsească chiar ea. L-a pus la gât. Cam tras de păr. Nu s-a mai despărțit de el. Ah, am trasă de păr treaba asta, pentru că îți dai seama, găsești un medalion într-o carte pe care, da, o citești, mă rog. Și același loc în care a tras ea primul cadru. Ok, vine a treia. De când era mică, era pasionată de not, iar mama ei o susținea în fiecare clipă. Ea este Milen și nota de dimineață până seara ca să se antreneze pentru campionatul de not. Într-o zi, a zărit ceva în piscină. Era chiar cel de-al... Într-o zi, a zărit ceva în piscină. Era chiar cel de-al treilea medalion al sirenelor. De cum l-a zărit, l-a luat de pe fundul piscinei și l-a adus la suprafață. Nu i-a venit să creadă ce a găsit. Gata cu notul. Este ziua ta astăzi. Trebuie să sărbătorim. Nu am timp de asta în bar. Acum vine campionatul și... nu mă simt deloc în formă. Dar, Milen, odată faci 16 ani. Și ce? Nu am chef să ascult muzică și să dansez? Vreau să mă exersez. Și, în plus, mai e până la 6 seara. Bun, pentru nivelul lor, eu nu știu că tipele sunt actrițe sau nu. Dar pentru nivelul lor mi se pare gen ok dialogul. Bine, dar să știi că așa s-o pierzi toți prietenii și Techeș mi se pare că zicea sau Lospa, nu știu, de sunetul ăsta de fondal. Poate chiar și pe mine. Mă rog. Te cunosc? Suntem colegi la geografie, la liceu. Ești Selena. Da, și tu? Stai, mă, că tocmai ce zici că n-o cunoști, bro. Ricky. Ricky, da. Da, întâmplat. Vai, mi-a știut numele. Mie îmi place să alerg, vrei să alergăm? O, Doamne, nu cred că m-a invitat să alerg cu el. Mereu mi-am dorit asta. Cum să-l refuz? Dar trebuie să-l refuz. Este ziua mea astăzi și sunt cu părinții, mă așteaptă acolo. Sunt cadrele. Dar trebuie să-l refuz. Este ziua mea astăzi. Să-l refuz. Este ziua mea astăzi și sunt cu părinții, mă așteaptă acolo. Este ziua mea astăzi și sunt cu părinții, mă așteaptă acolo. Ia, deja e cu capul întors. Ok. Vai, ce mare a crescut! Nu fi băiatul ăla! Bine atunci, ne mai vedem! Pa! E așa drăguț! La mulți ani! Mersi! Mi-a spus și la mulți ani. Și mi-a zis că poate ne mai vedem și altă dată. Deja mâncat de întort. Sunt așa fericită. De ce trebuie tu mereu să-mi zici ceea ce-ți dorești? Dacă ai bani, trebuie să faci pe deșteapta. Ce? Nu am zis nimic de genul. Vreau doar să... Suntem doar prietene bune. Asta nu înseamnă că trebuie să ne facem ziua în același loc. Ce te-a apucat, calme? Sunt așa fericită. Știu că pe tot parcursul clipului voi vede, nu vedeți o parte din cauza camerei mele, dar asta trebuie să o vedeți. De ce trebuie tu mereu să-mi zici ceea ce-ți dorești? Dacă ai bani, trebuie să faci pe deșteapta. Dar nu ești tu șefa, da? Dar mai vedeți de treaba ta. Nimic de genul. Vreau doar să... Suntem doar prietene bune. Asta nu înseamnă că trebuie să ne faci... Hai, mă, vreau doar să... De ce trebuie tu mereu să-mi zici ceea ce-ți dorești? Dacă ai bani, trebuie să faci pe deșteapta. Ce? Nu am zis nimic de genul. Vreau doar să... Suntem doar prietene bune. Asta nu înseamnă că trebuie să ne facem ziua în același loc. Ce te-a apucat? Calmează-te! Vreau
doar să... O să merg așa pe tot clipul ca să, să aveți și voi aici. Suntem cea mai frumoasă petrecere de ziua noastră. Nici măcar nu suntem surori, suntem doar prietene bune. Asta nu înseamnă că trebuie să ne facem ziua în același loc. Ce te-a apucat? Calmează-te! Aș face o remarcă de om prost, dar nu fac. Nu vreau să mă calmez, nu merit să fii prietena mea. Stați un pic, încă nu v-am povestit cine are cel de-al patrulea medalion. Așa că haideți să ne întoarcem puțin în timp. Mai exact acum 10 ani. Ea, Elena, iubea să se uite la filme cu sirene, iar preferatul ei a fost mereu mica sirenă. Destinul a făcut ca cel de-al patrulea medalion să fie găsit chiar de Elena. Cine s-ar fi gândit că un medalion așa de prețios poate fi găsit într-o cadă? Da. Nici nu știa cât de... Da, mă, da, nu știu, mi se pare că n-au lucrat la scenariul ăla deloc, adică... Bă, găsești un medalion într-o cadă, mă? De mult îi va schimba viața peste câțiva ani. Ce te-a apucat? Calmează-te! Nu vreau să mă calmez, nu merit să fii prietena mea! A, mă, ai lăsat frame, mă, Andra, sau cine editează, ai lăsat frame, ai lăsat frame. Uite cum stă pe loc. Lena, ești... Mă, să vede. Lena, Lena, ești bine? Îmi pare tare rău, nu voiam să reacționez așa, Lena. O să-ți revină, știi că putea să întâmple ceva mult mai rău, nu? Scuze, nu am gândit. Ei se cer scuze, nu mie. Și aici... Nu voiam să reacționez așa, Lena. O să-ți revină, știi că putea să întâmple ceva mult mai rău, nu? Scuze, nu am gândit. Ei se cer scuze, nu mie. This green screen, it's... Și aici... Dar trebuia să fie ea, deci green screen ăla, ok, a fost uitat. Ok, se întâmplă, pentru că și eu am uitat niște green screen-uri pe clipuri. Dar la un serial cred că m-aș uitat de vreo 10-20 ori. Aici e drăguț, și aici e drăguț. Mamă, foarte mult hate așa că nu are buze, mă. E roșcat, are ochi albaștri. Ce faci, vorbeai singură? Păi nu vorbea. E roșcat, are ochi albaștri. Ce faci? Are ochi albaștri. Ce faci? Te uiți? La ce te uiți? Sau gen putea să zic așa, nu? Aștri. Ce faci? La ce te uiți? Ce faci aici? Ascunzi ceva de mine? Nu, mama, mă uitam la niște poze. Ok, te las. Era și timpul. A, vezi că ne-au invitat niște prieteni mai vechi de familie la ziua fiicei lor. Bă, știți de ce cred că sunt așa robotizat dialogul mamei? E pentru că, cred că, părerea mea, încearcă să zică cursiv dialogul și să nu, să fie foarte coerentă. Niște prieteni mai vechi de familie la ziua fiicei lor. Timpul. A, vezi că ne-au invitat niște prieteni. A, vezi că ne-au invitat niște prieteni la ziua lor sau ceva gen. A, vezi că ne-au invitat niște prieteni la ziua lor. Cred că... Prieteni mai vechi de familie la ziua fiicei lor. Este chiar de ziua ta. Da, numai asta nu mai lipsea. Să merg la o petrecere la ziua altcuiva... Bă, ea reprezintă scenică. Nu știu acum care dă hate cum dă hate, dar... A de ziua mea. Super. Deci mergem, da? Nu accept un refuz. Da, mergem. Ok. Mi se pare cringe pentru că suntem mari, băieți. Așa, să continuăm. Are atât de multe poze drăguțe. Da, deci green screen-ul a fost uitat. Da, muzica asta intensă, cred că...
Aici e udă la păr. Exact al meu. Și aici e uscată la păr. Ce? E exact la fel. În episodul de data viitoare. Ala-i nănțicul lui sormea? Hei, Selena! Fac cunoștință cu Milen. Hei, Milen! De unde l-ai? Nu pot să vii aici. Sunt dezbrăcată. Ok. Concluzii. Bă, mi se pare puțin tras de păr scenariu, adică puțin mai mult. Dialogurile sunt ok. Ar putea, să poate mai bine. Adică, nu știu, o să vedem pe episodul 2 și 3. Ideea e că aș fi lucrat puțin mai mult la edit. Două, trei chestii acolo. Greșeli minore, nu știu, cred că se pregătește de mult să facă episod, serialul ăsta, Sirenele. Cred că un pic mai mult la dialog și la scenariu, la edit. Băi, dar per total e muncă. Eu știu ce înseamnă muncă și credeți-mă că eu am făcut niște sketch-uri. Ăla cu tipurile de autostopiști, poartă mască, le găsiți pe canal. Și credeți-mă, e foarte, foarte, foarte mult de muncă. Eu pentru, nu știu, 2-3 minute cât am pe clip, mă rog, pentru ăla am un minut și ceva pe la poartă mască, dar e destul de multă muncă. Așa că încurajez munca întotdeauna. Like that. Like, încurajez munca. Hai să vedem o descriere. Acesta este primul episod din serialul Sirenele, care va apărea în fiecare săptămână, sâmbăta, pe canalul meu de YouTube. O să avem un super concurs pentru cei mai activi abonați care răspund la toate întrebările legate de serial pe YouTube sau pe Instagram. Așa că apăsați pe subscribe ca să fiți primii care câștigă. Scenariu: Andra Gogan. Filmare: Lemnaru Iulian, Răzvan Gogan, Emilian Dobrin. Ok, deci să filmează mai multă lume. Edit: Andra Gogan. Sunet: Dana Gogan. Catering și șofer: Florin Gogan. Deci e foarte close. Bun. Lemnaru Iulian, Răzvan Gogan, fratele lui o ajută. Da, bun, nice. Nu o să las un comentariu. Lăsăm doar leicuțul astăzi. Băi, cam asta a fost clipul meu. Dacă v-a plăcut reacția și vreți să vedeți și reacția cu numărul 2, apăsați butonul de like acolo și ne vedem pe clipul următor. Vă salut, Conacu!